Președintele PSD Sector 5, Cristian Riză, invitat la interviurile PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Riză. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua. Ați ajuns într-o funcție importantă, foarte importantă în ultimul timp. Sunteți președintele filialei PSD Sector 5. Este o filială încă încărcată de prezența lui Marian Vanghelie acolo și a lăsat adânca amprenta. Ați decis excluderea unor membri din această filială și nu puțini, 11 oameni, 3 consilieri generali ai municipiului București, 8 consilieri locali. Pare că sunteți foarte decis să schimbați lucrurile acolo. Cum veți face asta și cu ce mijloace? Da, într-adevăr, am luat aceste măsuri pentru că totuși nu se mai putea la nivelul și primăriei capitalei și primăriei de sector. Era o stare de ambiguitate și prin prisma acestor reprezentanți ai Partidului Social Democrat, niciodată cetățeanul practic nu era ajutat, nu era sprijinit prin deciziile luate în cele două foruri importante, în Consiliul General al Municipiului București și în Consiliul Local al Sectorului 5. Și eu cred că, în opinia mea și a colegilor mei de la Partidul Social Democrat, din nou organizația sectorului 5, cred că cei care sunt în primărie, fie că în calitate de consilier, fie în calitate de primar, fie în calitate de angajat al primăriei, trebuie să răspundă solicitărilor cetățenilor și să facă o politică în interesul bucureștenilor care le-au dat girul pentru a conduce administrația locală. De aceea am luat aceste măsuri. Poate unora li se par dure, dar cred că este un nou început, așa cum spuneam, pentru această organizație. Și vreau să dovedesc, și am venit cu altfel de atitudine, cu altă mentalitate, vreau să arăt că, într-adevăr, putem face și o altfel de politică și nu cea promovată 15 ani în sectorul 5 de Marian Vanghelie. Acestor oameni pe care ați decis să excludeți, le reproșați prost management, proastă raportare, nerespectuoasă la cetățeni? Nu, le reproșez doar faptul că au slujit politica interesului personal promovată de Marian Vanghelie și atât. Asta au făcut. Am continuat însă și în rândul parlamentarilor, cu regret o spun că au fost și niște colegi parlamentari, 3 la număr, care ne-au părăsit, au ales un alt drum politic alături de Marian Vanghelie și, bine, unul din ei și-a dat demisia din Parlament, e vorba de doamna Oana Mizil, de domnul senator Cătălin Croitoru și de domnul deputat Dumitru Chirița. Am fost obligat să procedez, să luăm o decizie în biroul permanent al organizației de sector, pentru că, după cum știți, în statutul Partidului Social Democrat, un membru al Partidului Social Democrat nu poate fi membru și al unei alte formațiuni politice în același timp. Și atunci era o stare de incompatibilitate și statutul ne-a obligat să luăm o astfel de decizie. Cum arată astăzi filiala PSD Sector 5? Este, după cum spuneam, încă marcată de prezența lui Marian Vanghelie. Ce fel de oameni sunt astăzi acolo? Vă spun eu că încet, încet o să observați lucruri, deja lumea îl vede. Și în sector și oamenii care locuiesc acolo au văzut o schimbare, o schimbare în atitudine, așa cum spuneam, iar imaginea acestei organizații, uitați-vă, vă rog, eu sunt extraordinar de mulțumit că în 2 luni și jumătate, de când am preluat această organizație, am făcut 4.200 de înscrieri. Doamna Chiriac, este dar un lucru remarcabil. Dar ce îi atrage pe oameni, domnule Riza? Am deschis această organizație tuturor celor care își doreau, din convingere, să vină să facă politică, să se alăture, într-adevăr, pentru bunul mers al comunității din care fac parte, să facă ceva, să-și dorească să schimbe ceva în bine. Din păcate, această organizație a fost închisă, a fost un fel de stat în stat. Mai au oameni încredere că se poate face ceva în bine după sumele vehiculate în ultimul când timp? Când mă uit la numărul celor înscriși și din acești 4.200 de înscriși, 75% sunt oameni noi în politică care nu au făcut niciodată politică. Au venit lângă noi oameni din diferite domenii. Avocați, medici, antreprenori, artiști, deci vă spun, oameni care nu au fost familiarizați până ieri sau până astăzi cu ceea ce înseamnă politica în România. Dar mă bucur, e un lucru extraordinar, o chestiune care s-a văzut și liderii partidului au salutat acest lucru și Victor Ponta și Liviu Dragnea au rămas profund impresionați când au văzut, dom'le, uite, într-adevăr se poate face și o altfel de politică la sectorul 5. Se spunea în campania pentru prezidențiale că erau candidați care voiau să-și ia țara înapoi, oamenii ăștia, parafrazând, vor să-și ia sectorul înapoi. Da, eu am spus-o în prima mea intervenție în care mi-am anunțat și acest proiect politic, acela de a candida la primăria sectorului 5 în 2016, am spus că vreau să redau primăria
înapoi cetățenilor din sectorul 5, bucureștenilor, pentru că, din păcate, ea a fost doar a unei singure persoane și a coaliților domnului Vanghelie, până în prezent. Era festival înainte de alegeri în sectorul 5, atunci când candida și a candidat o lungă perioadă domnul Maia Vanghelie. Se vorbea inclusiv despre oameni care ocupau funcții neoficiale de agenți rectorali, după aceea trăgeau și ei beneficiile de pe urma ajutorului pe care îl aduceau candidaturii lui Maria Vanghelie. Da, vedeți, e bine și eu sunt unul din cei care a susținut alături de colegii mei din Partidul Social Democrat schimbarea legii finanțării partidelor. Da? Iată, acum asistăm la un eveniment important în Parlamentul României, faptul că suntem toți și cei aflați la guvernare și cei aflați în opoziție, suntem de acord cu aceste principii de a schimba și a avea într-adevăr o finanțare a unei campanii electorale, așa cum se practică peste tot în Europa, transparentă. Da? Și din păcate, într-adevăr, acele campanii pe care le vedeam, iar cei din sectorul 5, unii din jurul lui Marian Vanghelie, primeau tot felul de cadouri, de, nu vă referiți la modalitatea în care se făcea campanie, da? În acei ani dinainte și cu care, din păcate, obișnuise fostul primar Marian Vanghelie, nu? Sau fostul președinte al PSD sector 5, pentru că, din punct de vedere juridic, el încă mai figurează, el, chiar dacă e într-o situație regretabilă, el încă mai figurează ca primar al sectorului 5. Într-adevăr, se obișnuiseră foarte prost și lumea trebuie să înțeleagă că toate acele cadouri care erau primite, nu știu, atenții din partea lui, telefoane, tot felul de alimente date în ziua votului, în timpul campaniei electorale, erau luate din banii furați de la toți cetățenii din sectorul 5. Asta trebuie să înțeleagă ei, că aceste lucruri nu mai se pot repeta, nu mai putem merge cu același mod de a face campanie. Ei trebuie să înțeleagă că nu odată la 4 ani trebuie să primească ceva, nu. Că primarul care va fi ales pentru sectorul 5 și echipa cu care va veni acel primar va trebui, într-adevăr, să lucreze exclusiv în interesul lor și să facă lucruri în fiecare zi pentru ei, pentru bunul mers al comunității locale. Moștenirea asta a lui Marian Vanghelie este una complicată pentru orice membru al Partidului Social Democrat. Ce spun liderii, șefii pe linie de partid, domnul Ponta, vă oferă susținerea, în ce fel vă sprijină în această candidatură? Cu siguranță, domnul Ponta și colegii domniei sale din Comitetul Executiv, din Forul Național de Conducere al Partidului, mi-au oferit această încredere și acest gir, nu? Până la urmă, în Comitetul Executiv, în ultima ședință de la Sinaia, din 30-31 ianuarie, când, într-adevăr, prin vot, într-un vot unanim, au decis să preiau interimar această organizație. Iar acum 4 zile, știți bine, pe 19 martie, a avut o conferință extraordinară la Palatul Parlamentului, unde, într-adevăr, am fost validată actuala conducere interimară și am fost ales în unanimitate de către cei 400 de delegați. Inițial erau 300, dar dorința a fost atât de mare ca cei care s-au înscris să participe la acest eveniment, primul eveniment politic important pentru structura noastră internă, încât pentru mine a fost o reală bucurie să văd atâția oameni alături de mine care vor merge pe acest drum pentru a ne atinge acest scop propus și făceam referire la acel proiect politic. Mă bucur și când m-am uitat în sală am văzut că nu sunt singur, am văzut că într-adevăr am lângă mine niște oameni cu care sunt sigur că pot să merg să câștigăm pentru cetățenii sectorului 5, să facem ceva în mod real, pentru că sunt oameni cu o dorință extraordinară de a schimba ceva. Sunt oameni care locuiesc în sectorul acesta, din păcate cel mai văduvit de orice fel de investiții. Și mă uit în celelalte sectoare unde s-au făcut, da? Suntem aici în sectorul 3, la colegul meu Robert Negoiță, care ați văzut, e foarte activ în ceea ce face, în calitatea de primar a domniei sale, în sectorul 2, domnul Mânțanu, în sectorul 4, la domnul Piedone, adică lucrurile se mișcă, nu mai zic de celelalte sectoare. Singurul, am vorbit de sectoarele, practic, vecinate cu sectorul 5, sectorul 6, iar sunt lucruri care se schimbă și acolo. Din păcate, aici încă mai există, la 10 minute de Palatul Parlamentului, încă mai există străzi neasfaltate, încă mai există străzi fără apă și canal, încă mai există locuințe cu celofan în geam. Asta vă spun, ghetouri. Povesteam și vorbeam cu niște prieteni de-ai mei care lucrează la primăria din Londra și care
Foarte curând o să-mi creez oportunitatea de a avea întrevedere chiar cu primarul Londrei, cu domnul Boris Johnson. Și cred că expertiza europeană este foarte importantă pentru ceea ce o să vreau să fac aici în sectorul 5. Și îmi povesteau că au avut un cartier în vecinătatea Londrei, Greenwich, care era la fel ca Ferentariu. Și asta mi-au spus. Și, într-adevăr, până la urmă au găsit o soluție astfel încât astăzi e unul din cele mai frumoase cartiere ale Londrei, da? Greenwich. Și cine a mers acolo a putut și poate să se convingă de lucrul acesta. Și de aceea, pentru mine, e foarte important. Sper ca foarte curând o să merg la Londra și o să merg și la Paris, pentru că, într-adevăr, o colegă de-a noastră din familia socialistă conduce primăria Paris, doamna Anne Hidalgo, și vreau să iau expertiza de la cei mai buni, ca să spun așa. Nu vreau să vin eu să inventez apa caldă. Vreau să discut cu administrații care, într-adevăr, au dovedit profesionalism și competență de-a lungul anilor și de la ei trebuie să învățăm. Și de la primăria Parisului, de la primăria din Londra și de la primăria din Viena, cu care iar avem o relație foarte bună de colaborare. Eu cred că de acolo putem aduce chiar oameni care, nu știu, pentru 6 luni, pentru un an, pot veni în sprijinul nostru aici la primărie, în sprijinul aparatului administrativ, pentru a demara, pentru a iniția într-adevăr reconstrucția sectorului 5. Ne întoarcem la proiectele noastre pentru primărie. Aș reveni însă la campania electorală, pentru că ne interesează și vă interesează, sunt sigură, cine va fi candidatul PNL la primăria sectorului 5, contracandidatul dumneavoastră. Nu știu, vom vedea. Nu, încă nu am văzut vreun anunț public. Pe colegii de la PNL așa îi știu. Îi respect, au o organizație care e condusă de câțiva ani de domnul Cristi Olteanu, care este și consilier general la nivelul primăriei capitalei. Eu am avut mereu o atitudine, vedeți, niciodată n-am fost așa o persoană ostilă, chiar dacă uneori au fost dezbateri mai aprinse în studiourile TV, dar cred că important este să înveți să-ți respecti și adversarul și să ai anumite principii pe care să ți le respecti în viață, pentru că atunci într-adevăr, vei fi și tu respectat, indiferent, chiar dacă sunt adversari politici. Cred că totul are o limită până la care trebuie să mergem și nu trebuie să să coborâm foarte, eu știu, la un nivel atât de jos dezbaterile, așa cum, din păcate, românii au fost obișnuiți în ultimii ani, uitându-se la anumite televiziuni, în studiouri, nu vreau să acuz, Doamne ferește, de presă, dar sunt anumiți colegi, poate, care duc dezbaterea atât de jos încât nu mai există nici respectul față de cei care se uită la noi în acele momente. Cum vă poziționați în sondaje, domnule Ghizea? Cu siguranță sunt sondaje interne. Și ce țint aveți la alegeri? Ce scor? Ce să vă spun? Îmi doresc că am discutat, chiar discutam și cu anumiți colegi din opoziție, de la PNL, repet, cu care eu am avut mereu o relație corectă. Pentru că, până la urmă, chiar dacă ai un adversar și din acea bătălie politică va fi să câștige cel mai bun, indiferent că e de la PSD, de la PNL, important este să putem colabora pentru binele acelei comunități. Da? Pentru că și ei vor avea un număr de consilieri, da? Cu siguranță, care va fi votat de bucureșteni. Și atunci eu cred că trebuie să găsim o politică a consensului. Eu pentru asta sunt. Eu sunt un tip care vreau, repet și a treia oră când folosesc cuvântul, o altă atitudine, o altă mentalitate. Nu mai vreau să facem exact aceleași greșeli făcute de predecesorii noștri. Nu mai vreau, vreau să învățăm din ele ca să putem să ne corectăm și să venim și românii să vadă într-adevăr o altă față în politica românească. Vreau să vadă un alt mod de a gestiona situațiile acolo pe plan local, acum că vorbim de sectorul 5, dar aș extrapola asta și la nivel național, că pentru că până la urmă toți cei, fie că fac parte din generația mea sau nu, trebuie să înțeleagă că lucrurile s-au schimbat și nu mai merg aceleași chestiuni cu care, eu știu, românii erau obișnuiți acum 10 ani, acum 15 ani, acum 8 ani de zile. Da? Domnule Ghizea, în România, asta e realitatea, primăriile au fost folosite în interesele personale, după cum spuneați? Din păcate, vedem și noi acum, din ceea ce spun procurorii și ceea ce văd pe acele informări oficiale, da, din păcate așa este. Chiar și mă uit la sumele vehiculate și te îngrozești că, iată, din nebunia aia vorbim de zeci de milioane, sute de milioane de euro, cel puțin în sectorul 5. Nu înțeleg, nu s-au găsit, nu știu, măcar 10% din banii aia, cred că dacă erau folosiți în interesul cetățeanului, cred că era schimbată fața puțin măcar în bine a celor de acolo, din Rahova, din Sebastian, unde sunt cele mai mari probleme. Pentru că, știți, sectorul 5 are două zone
destul de, cum să vă spun eu, discrepant așa. Sunt la, una e la un, într-o anumită parte, cealaltă e la altă extremitate. Și vorbesc de o zonă cum e Cotroceni, cum vorbim de Calea 13 Septembrie și sau Panduri, da? Iar cealaltă zonă, într-adevăr, la celălalt pol, Ferentar, Rahova, Sebastian, care, repet, pentru mine, și aș vrea să atrag atenția, pentru că sunt mulți care mai folosesc așa, există o anatemă. Domnule, nu știu, l-am auzit și pe Andrei Pleșu într-un interviu astăzi, într-o declarație care a făcut-o în sfârșit la adresa domnului Sorin Oprescu și vorbea că domnul Sorin Oprescu ar folosi un limbaj de Ferentar. Eu nu cred că trebuie să mai folosim astfel de sintagme, pentru că și cei din Ferentari și din Rahova sunt la fel de bucureșteni ca cei din Primăverii și Dorobanți. Adică nu sunt cetățeni sau bucureșteni de mâna a doua. Iar cu tot respectul pentru domnul Pleșu, pe care îl citesc și ca om de cultură, sincer, îl apreciez pentru ceea ce a făcut pentru cultura, pentru literatura noastră și pentru cultura noastră. Dar nu mai trebuie să intrăm în acest joc, pentru că fiecare pădure are uscăturile ei, să știți. Și nu cred că cei din Ferentari sunt mai prejos decât, cred că același limbaj îl găsim, din păcate, de multe ori la oameni foarte elevați din punct de vedere intelectual, da? Domnule Cristian Riza, după toate dezvăluirile care au ajuns în presă, care au ajuns la opinia publică în urma rechizitorilor procurorilor, există o stare de mare neîncredere a cetățenilor față de oamenii politici, față de candidați în general. Vedem cam ce bani se folosesc în campanii, ce fac oamenii odată ce ajung în funcții de conducere, de conducere centrală sau la nivelul administrației locale. Cum veniți dumneavoastră în fața cetățenilor din sectorul 5 să-i convingeți că vreți să faceți altceva? Presupun că asta este intenția dumneavoastră, să schimbați lucrurile și schimbați fața uneia dintre primăriile cu cea mai proastă imagine din țară în momentul ăsta. Așa este. Din păcate, așa spun, e adevărat ce spuneți. Și modul în care ne dorim, și eu și colegii mei, și uitați-vă și la Victor Ponta, și la cei din conducerea partidului, dom'le, vrem într-adevăr și prin măsurile luate la Consiliul Național, apropo de ceea ce se întâmplă, nu, cu oamenii politici, suntem spre, poate, nemulțumirea altora, dar e o realitate, suntem primul partid politic din România care în acest an se reformează profund prin ceea ce am adoptat la Consiliul Național, da? Acele măsuri foarte clare pe care alte partide nu le-au inclus în statutul lor, iată că noi și le vom valida prin Congres și în momentul acesta suntem singurii care am făcut primul pas spre cetățean prin luarea, adoptarea acestor măsuri, pentru că asta au vrut cetățenii în 16 noiembrie 2014. Și paradoxal, PSD-ul este primul partid care ține cont de ceea ce au solicitat oamenii în stradă. Ca să revin la primăria sectorului 5, mi-am luat și eu câteva date, atât cât pot, pentru că ea a fost așa, cred că acum vom putea ști public, pentru că bugetul n-a fost cunoscut niciodată. Ați văzut, o organizație non-guvernamentală, dacă mă știu, săptămâna trecută, după 2 ani sau 3 ani de judecată, a câștigat în instanță dreptul de a se face public bugetul primăriei sectorului 5. Este incredibil. Deci, ani de zile vorbeam cu un singur consilier care a mai rămas din cei 9, pentru că 8 i-am exclus, care... Am luat această decizie împreună cu colegii mei, iar unul, într-adevăr, care a venit alături de noi, domnul Florin Manole, care îmi spunea, domnul Riza, în ultimii 5 ani de zile nu am văzut niciodată bugetul. Ne punea să-l votăm în ziua respectivă, dar nu-l vedeam. Nu-l primeam înainte, cum ar fi corect. Cum suntem noi la Parlament, nu? Dar avem dezbateri pe buget, amendamente, vedem exact unde au fost alocați, ce sume. Domnul Riza, dar mai există și instituția refuzului și a responsabilității personale, corect, nu? Corect, corect. Din păcate, acest, nu știu, regimul ăsta hard a instituit așa un mod, a instituit frica, fosta conducere a PSD Sector 5 și domnul Vanghelie. Aparatul acesta administrativ de la primărie a fost și este, încă mai este, din păcate, terorizat de frică. Din cauza fostei conduceri și a domnului Vanghelie. Aici e problema. Și din păcate, l-am spus și colegilor din opoziție. Coleg, în fine, un fost coleg de-al dumneavoastră, un coleg de-al dumneavoastră. Corect, n-a avut curaj, vă dați seama, n-a avut curaj. Așa cum nici cei din opoziție, doamna Chiriac, n-a avut curaj. Adică pentru că acuzați o lege a consensului. Bineînțeles, a fost o cârdășie perfectă între domnul Vanghelie și cei de la PNL. Cu tot respectul pentru colegii mei și nu-l acuz
poate președintele organizației, nu, sunt alți consilieri de acolo. Cinci era și doamna Gorghiu. Da, bun, dar dânsa a fost, nu, a fost până în 2000, deci a fost până în 2008, dacă nu mă înșel, consilier local. Dar știu că a fost la un moment dat chiar singura persoană care am văzut-o că a luat vreodată atitudine în lungul sau în lungile mandate ale domnului Vanghelie, cele patru aproape, nu? 15 ani de primărie acolo. Cred că doamna Gorghiu, într-adevăr, în perioada 2004-2008, când a fost consilier local, cred că atunci a fost prima voce pe care eu am auzit-o, dar în rest nimic. Să spună, să se iau atitudine, domnule, să se facă, nu știu, să se tragă un semnal de alarmă asupra. Ia uitați acum ce probleme descoperim la primăria sectorului 5 din 2007, deci din 2007 până în prezent, an de zile, deci sunt aproape 10 ani. Dar conducerea centrală a partidului n-ar fi la urechile chiselefului, n-au ajuns, nu e prea departe. Păi nu e prea departe, dar dacă Marian Vanghelie a controlat toți acești oameni, iar la manifestări, din păcate, încerca să impresioneze conducerea partidului sau celelalte organizații, aducând, nu știu, 1000, 2000 de oameni, sau pe stadion, la diverse manifestări. Păcat însă că nu existau oameni veniți din convingeri politice. Asta nu era o echipă, era o echipă de mercenari. Nu era o echipă, într-adevăr, politic, vorbind, organizația Partidului Social Democrat. Nu, o echipă de mercenari adusă pe bani. Și dumneavoastră presa ați avut... Faceți acuzații grave. Bun, sunt lucruri pe care toată presa lumea le știe. Erau dați 500.000 de lei vechi, 1.000.000 de lei vechi celor care participau la acele manifestări unde erau chemați să domnul Vanghelie, un adevăr care știu toți. Ca dovadă, presa era singura care mai devoala aceste aspecte când le se ducea cu microfonul și întreba pentru ce au venit. Și oamenii nici nu știau, săracii, la ce eveniment participau și sau cine a chemat. Eu nu vreau să fac asta. Au fost politică. Masă de manevră cetățenii sectorului 5 doar pentru că e cel mai nu sărat să din București? Pe toți. Nu pot să-i acuz pe toți. Poate o anumită parte, într-adevăr, au fost, nu știu, terorizați, ținuți cu astfel de... Au profitat, cred că domnul Vanghelie, a profitat foarte mult de poate inocența anumitor oameni, de neștiința lor, nu știu, și vă dați seama, cu acele cadouri, cu acele, exact ce vă spuneam mai devreme, dom'le, nu poți, pentru că se dovedesc acum, din păcate, că toate acele lucruri erau din banii furați tot de la către cetățenii sectorului 5. O primărie a sectorului 5 care are, repet, grad de îndatorare maxim, doamna Chiria, 30% este gradul de îndatorare al unei autorități locale. Ea este îndatorată, nu se știe absolut nimic care sunt condițiile, da, ce credite au fost luate. Este singura primărie din mediul urban din România lui 2015, membra Uniunii Europene, a cărui colectare, da, de taxe și impozite se face cu registre, doamna Chiria, fără a avea un sistem informatizat. Așa a avut domnul Vanghelie bani să implementeze un sistem informatizat? Acum vă observ totuși la ce ne arată procurorii. Eu cred că avea de unde să facă într-adevăr, dar cred că n-a vrut să facă un sistem informatizat, pentru că în momentul ăla totul devine transparent. Cetățeanul poate vedea exact pe ce sunt cheltuiți banii pe care el îi plătește ca taxe și impozite, ce decizia primăria, pentru că vreau să vin cu un lucru nou, care nu s-a mai făcut până acum. Vă spun sincer, vreau să venim să transparentizăm relația primărie-cetățean. Fiecare trebuie să știe ce... Eu vă spun în Franța cum e. Am mulți prieteni care lucrează în administrațiile locale acolo și mi-au spus, dom'le, îți vine acasă o dată la 3 luni, o dată la 6 luni, primarul te informează al unei localități cât de mici, te informează ce a făcut cu banii pe respectiva perioadă sau ce dorește să facă. E, cum să vă spun, e ca un fel de referendum, dar nu e referendum. E o informare a tuturor cetățenilor. Îți vine acasă un pliant în care primarul îți spune, uite, asta am făcut, asta vreau să fac și îl informează pe cetățean cu toate proiectele pe care le are în derulare. Asta vreau să schimbăm și noi aici, mai ales că vorbim de o capitală europeană, București, Dumnezeule, micul Paris, nu îi se spunea pe vremuri. Acum arată, ce să vă zic, sunt zone în sectorul 5, în această capitală europeană, care arată ca într-o comună de la marginea țării, din insula Marea Brăilei, da? Pentru că tot de 7 ani sunt deputat de Brăila. Dar tot acolo se cumpărau voturi pe vremuri? Adică oamenii ăștia avem motive, presa are motive să creadă că erau ținuți în sărăcie pentru a reprezenta, după cum spuneam, o masă vulnerabilă de manevră cu care se mai pot face niște mișcări de trupe electorale. Asta e.
fiecare lider politic, cum să vă zic, fiecare își așterne cum vrea să doarmă. Asta exact. E, dacă domnul Vanghelie așa a găsit de cuvință că o astfel de modalitate de a face politică trebuie, eu știu, implementată, dacă vreți, în raport cu cetățenii sectorului 5, e decizia domniei sale. Eu, însă Cristian Rizea, vă spun că nu mai vreau politică făcută pe persoană fizică în sectorul 5. Sunt multe probleme la primăria sectorului 5. Spuneți-ne pe cea mai gravă pe care ați identificat-o în acest moment. Sunt convinsă că veți descoperi. Așa sunt foarte multe, dar cea mai gravă e, în primul rând, că nu se cunoaște bugetul și nu s-a cunoscut în ultimii ani de zile absolut nimic. Apropo, astăzi când vorbim la această oră, este ședință de Consiliu Local la primăria sectorului 5. Este prima oară în ultimii 5, 6 ani, 7 ani, când consilierii locali au primit ordinea de zi cu 5 zile înaintea ședinței. Până acum nici nu o știau decât în ziua când veneau la ședință, ca să știți. Da. Deci iată că, într-adevăr, lucrurile încep să se schimbe. Din păcate, nu se schimbă că ar trebui să le schimbăm și din voința noastră politică. Iată, acum primim, ne ajută și alte instituții ale statului, pentru că altfel nu am fi știut, poate, ce bani s-au furat de acolo, nu, până la urmă, tot de la cetățenii care plătesc taxe și impozite.